Aproape jumătate dintre cei care susțin probele pentru obținerea permisului de conducere devin șoferi. Este statistica furnizată de Serviciul pentru Permise și Înmatriculări Autogorj. Proba scrisă rămâne în continuare cea mai mare problemă a candidaților. Pe linia de muncă examinări de la începutul anului și până în prezent au fost examinați la proba teoretică 3609 candidați. Dintre aceștia au fost admiși doar 1934, iar la proba practică de obținere a permisului de conducere au fost examinați 3283, admiși 1927. Procentul de promovabilitate la nivelul județului este de 58,72%. Cât privește programările pentru evaluarea practică a viitorilor șoferi, lucrurile sunt mai complicate. Se fac programări noi abia peste două luni. La proba practică, respectiv pentru categoria B, programăm undeva la 60 de zile, iar pentru celelalte categorii C, C și D, între 50 și 60 de zile. În perioada sărbătorilor de Paști, programul va fi normal la Serviciul pentru Permise și Înmatriculări Autogorj. Angajații vor fi liberi doar luni, 17 aprilie, a doua zi de Paști.